Vom rezolva următoarea problemă. Aflați numerele naturale nenule A și B dacă A pe B este egal cu 4 pe 3, iar 6A plus 5B este egal cu 195. Vom folosi pentru această problemă metoda cu capa. Respectiv, deoarece știm că A pe B este egal cu 4 pe 3, înseamnă că A este egal cu 4 ori capa, iar B este egal cu 3 ori K, unde K este un număr natural oarecare diferit de 0. Dacă A este egal cu 4 ori K și B este egal cu 3 ori K, folosim cea de-a doua condiție pe care ne-o dă problema, și anume că 6A plus 5B trebuie să fie egal cu 195. A, după cum știm, este 4K. Deci putem înlocui în 6A plus 5B pe A cu 4K. Iar B este 3K. Deci vom înlocui în 5B pe B cu 3K. Să vedem deci ce obținem. Rezultă mai departe 6 ori în loc de A avem 4K plus 5 ori în loc de B avem 3K. Este egal cu 195. 6 ori 4 este 24, deci avem 24K plus 5 ori 3 este 15, deci avem plus 15K, este egal cu 195. 24K plus 15K este egal cu 39K. Iar 39K trebuie să fie egal cu 195. De unde ne rezultă? Îl putem afla pe K. K va fi egal cu 195 împărțit la 39, care este egal cu 5. Am aflat astfel pe K, putem reveni la cele două substituții. A era egal cu 4K, adică 4 ori K l-am aflat, 5. A este egal cu 20. B este egal cu 3K, deci avem 3 ori același 5, este egal cu 15. Cele două numere A și B, a căror raport este 4 pe 3 și care îndeplinesc condiția ca 6A plus 5B este egal cu 195, sunt 20 și 15. Mult succes în continuare!